Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bacău, Simpozionul Național Vasile Pârvan. Sfințirea Monumentul Eroilor din Andrieșești. Furturi din spălătoriile Selfoș, 3 suspecți reținuți în urma perchezițiilor. Complexul muzeal Iulian Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, organizează în perioada 3-4 octombrie 2024 Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare culturală de tradiție aflată sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, marele savant român născut pe meleaguri băcăoane, academicianul căruia îi datorăm implementarea la nivel național a primului plan coerent de cercetare arheologică la nivel național. Tuturor o adâncă reverență pentru faptul că suntem conștienți, vă datorăm cumva existența acestui simpozion. E un brand cultural al Băcăului la care ținem, care ne onorează și ne responsabilizează, care ne oferă un sens și o direcție instituțională și pentru ziua de mâine. Alături de noi sunt prieteni și parteneri de nădejde, instituții de calibru, așa cum am menționat, sunt alături de noi cei de la Arhivele Naționale ale României, filiala Bacău. O salut pe doamna director Mihaela Chelaru. Astăzi, 3 octombrie 2024, a avut loc deschiderea Simpozionului Național Vasile Pârvan, o manifestare culturală de tradiție a Complexului Muzeal Iulian Antonescu. O manifestare culturală care se apropie de jubileul ei. O manifestare culturală care se află sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, Vasile Pârvan. Am recompus aici o Românie la o scară mult diminuată, o Românie frumoasă, culturală, iubitoare de istorie, de trecut. Sunt alături de noi cercetători, profesori universitari, arhiviști, arheologi, doctori și doctorați din aproape întreaga țară. Sunt alături de noi delegații venite din Iași, din Arad, din Constanța, din Timișoara, din Pitești, de la Arhivele Militare, din Onești, din Roman. Am avut deschiderea, începând cu ora 14, urmează, începând cu ora 15, lucrările pe secțiuni. Sunt 4 secțiuni de istorie, de arhivistică, de arheologie și o secțiune dedicată personalităților. Ca de fiecare dată, Simpozionul Național Vasile Pârvan a pus la dispoziția participanților cadrul ideal de dezbatere și de dialog între generații. La această manifestare fiind prezenți cercetători cu o carieră recunoscută în domeniu, precum și tineri aflați la început de drum, care vor face cunoscute publicului rezultatele celor mai recente cercetări științifice desfășurate. Prezent la manifestare a fost și oneșteanul Dorel Bărăiță, un mare împătimit al istoriei și colecționar cu state veche. E un articol despre o medalie de la Comuna Brusturoasa, emisă în 1926. S-a făcut acolo o expoziție de industrie casnică și atunci s-a emis o medalie pentru toți cei care au participat la această expoziție. Eu am aflat de ea dintr-o revistă de cercetări arheologice și numismatice din 1929 și am căutat să văd cum arăta această medalie. Căutând am găsit și o imagine a medaliei, am găsit și faptul că au fost bătute în 3 metale, aluminiu, bronză și argint, cred că. Și așa cum am spus, a fost acordată celor care au participat și la această expoziție de industrie casnică. Și al doilea, că a zis că avem vreo 3 articole. Dacă nu, sunt celălalt articol este în anuarul Carpica. Este un articol despre jetoanele unei cantine din Dărmănești. Jetoane care s-au utilizat până la începutul secolului 20 și până
în primul război mondial cu aceste jetoane. Lucrătorii la o fabrică de cerestea din zona Dărmăneștiului erau plătiți cu aceste jetoane și le puteau folosi la acea cantină pentru a-și achiziționa alimente și alte diverse obiecte. Ele sunt niște documente istorice autentice. Eu le-am descoperit la colecționari din străinătate, la noi nu sunt sau nu am aflat în ce colecție ar fi la noi. Ce să vă spun, cei care le-au emis sunt doi frați, frații Nicolae și Ștefan Teodorescu din Dărmănești, au o istorie interesantă, vă invit să citiți articolul din Carpica, iar cel de-al treilea material va fi de fapt o comunicare, prezentarea ultimului volum pe care l-am scris și publicat în acest an și care se vorbește despre jetoanele vechilor fabrici de sticlă din România. În volum este cuprins și un material mai amplu despre fabrica de sticlă, de geamuri de la Ciobănuș, care a dispărut în primul război mondial în urma bombardamentelor din zona de pe Valea Trotoșului. Comunicările științifice sunt repartizate pe secțiuni 1-4 după cum urmează: Arheologie, Istorie, Personalități, Muzeografie, Istorie și Arhivistică, secțiune moderată de nimeni altul decât generalul cu 4 stele, Vasile Jenica Apostol. Și nu fac afirmații gratuite, ci numai și pot face pe bază de cifre asemenea demonstrații. În această zonă, care pe nedrept nu are un mauzoleu, așa cum e cel de la Mărășești și cel de la Mărești, pe nedrept, și cam știm de ce. Pentru că cel de la Mărășești este incontestabil. Pentru că cea mai cruntă bătălie s-a dus la Mărășești și acțiunile de acolo meritau. Dar cel de la Mărești, și o spun în cunoștință de cauză și conștient de faptul că pot să ne atrag nu știu câte oprobii pentru asta, s-a construit din cauza, din punctul meu de vedere, datorită, din alte puncte de vedere, faptului că atunci, la conducerea politică a țării, s-au aflat niște persoane influente și mai ales s-a aflat într-o perioadă, mareșalul Averescu era pe atunci numai general, și a ținut neapărat să fie un mauzoleu. În multe opinii, să știți, și vorbim toți, Mărești, Mărășești, Oituz, când vorbim. Este o enumerare cronologică a acțiunilor din 1917. Dar dacă ar fi să ne gândim la întregul război, ar trebui să vorbim de Oituz, Mănăstirea Cașin, Bătălia de la Cașin, să vorbim în continuare de altele, de Bătălia de la Pralea și după aceea să vorbim de Mărești, cronologic, cum am spus, Mărești și din nou Oituz. Noi n-am avut șansa să avem niște oameni influenți, să avem un mauzoleu acolo. Bătălia de la Mărești, și aici intru în contradicție cu unii, dar nu mă supăr, și dacă se supără, n-am ce de face. Bătălia aceasta a fost, practic, o bătălie mai mult de orgolii. Și dacă ne gândim bine, orgoliul mareșalului Averescu. N-am nimic cu el, dar cercetătorii pot să verifice, pentru că ne-a costat foarte multe vieți omenești și așa cum spunea istoricul Radu Rosetti, pe care nu îl putem contesta, el chiar așa spune, îl citesc, a fost o bătălie fără orizont. Mai mult s-a ajuns, și acum intru în subiectul nostru, s-a ajuns ca din cauza acestei bătălii, care a presupus înșirarea forțelor armatei a doua, pe un front foarte sinuos și fără rezerve, să fim într-o situație dramatică. În cadrul programului Simpozionului Național Vasile Pârvan a fost vernisată expoziția de fotografie etnografică, locul unde s-a născut Pârvan, prezentată de Iulian Bucur, șef secție etnografie la Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Dacă nu Vasile Pârvan, atunci cine? Nu putea să fie decât Vasile Pârvan tema noastră, tema secției de etnografie. De fapt, aceasta este contribuția secției de etnografie la acest simpozion, care se cheamă Vasile Pârvan. Vasile Pârvan s-a născut în actualul județ Bacău, în partea care se numea de mult județul Tecuci, în comuna Huruiești, în satul Perchiu, într-o casă mică, din care n-a mai rămas mare lucru. Învățătorul Andrei Pârvan a ajuns, după ce a trecut în mod fraudulos
Prutul, copil fiind, 12 ani având, a ajuns la neamurile lui din satul vecin de peste Prut, a făcut școala la Bârlad, a primit prima repartiție la noi, la Bacău, în actualul județ Bacău, la Perchiu Huruiești, apoi a și plecat pentru că el avea un obicei bun pentru ceilalți și foarte rău pentru familia lui. Asta însemna că atunci când venea vreun învățător mai amărât, dar de acolo, de-a locului, n-avea nicio problemă să părăsească, să plece, să-și lase locul. Și a mers așa din județ în județ, din comună în comună, practic având mai mult de 15 școli unde a predat, până a ajuns aproape de București. Acolo s-a pensionat și și-a lăsat soția, care era în vârstă, și-a lăsat fetele, care erau deja măritate, și-a lăsat și băiatul care murise, adică Vasile Pârvan, care a murit în 1927. Și ca un pensionar care se respectă, s-a întors în satul lui natal, la Goteș, Basarabia, și și-a așteptat liniștit pensia, care nu venea niciodată, că era mare România, era poate prea, nu era poate prea mare, dar era mare. Și i-a încurajat mereu pe învățătorii plecați de aici să continue munca complicată, eroică, de conștientizare a românității acelui spațiu. Atât de intens a fost acea muncă încât atunci când a venit Armata Sovietică, Armata Roșie, în anii 40, prima familie persecutată, cea mai persecutată familie din Goteș și de lângă Cahul, a fost familia Pârvan. Ea vrea că e o mare familie, trebuie să le spun celor care ne vor vedea că jumătate din satul Goteș de lângă Cahul se numește Pârvan. E și frumos, știți, Pârvan înseamnă primul. E o formă împărătească, așa, de a numi pe cineva. De aici avem și noi numele Pârvu. Primului copil nu-i spunem David, sau trebuie să-i spunem Pârvu. Pârvan a fost primul, cumva, în multe domenii și de asta expoziția noastră, care este o expoziție de etnografie contemporană, de fotografie etnografică contemporană, îl cinstește pe acest om, primul dintre noi, Vasile Pârvan. Acum TV este partenerul media al evenimentului. În satul Andrieșești, din comuna Hemeiuș, a fost sfințit monumentul eroilor ridicat și dedicat celor care au luptat în primul și al doilea război mondial. Monumentul închinat eroilor neamului a fost ridicat în curtea Bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, prin strădania părintelui paroh Ciprian Marian Năstac, cu ajutorul enoriașilor. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut puterea și tăria de a face ceea ce mi-am dorit de foarte mult timp, de foarte mulți ani, acest monument al eroilor, și s-a concretizat cu ajutorul bunului Dumnezeu, dar și cu ajutorul frăților dumneavoastră, alții cu o vorbă bună, alții din punct de vedere material. Important este că s-a făcut ceva frumos în comunitate. De aceea vreau să-i mulțumesc părintului Protopop că a fost alături de noi astăzi și că are această dragoste deosebită de a fi alături de noi. Îi mulțumesc domnului primar pentru toată osteneala dânsului și pentru tot sprijinul și nădăjduiesc că mă va ajuta și de acum înainte. Slujba de sfințire a apei și a monumentului au fost ținute de un sobor de preoți, sub protia părintelui Protopop de Bacău, dr. Ciprian Eugen Ciuche. La finalul slujbei de sfințire, ierarhul a subliniat importanța cinstirii eroilor patriei. Se cuvine să dăm slavă bunului Dumnezeu că încă o candelă se aprinde în teritoriul protopopiatului Bacău și pe cuprinsul țării noastre, care neîncetat va arde și va îndemna generațiile prezente și viitoare la amintirea jertfei unice, sângeroase și plină de dragoste față de poporul român, pe care au oferit-o eroii patriei noastre. La ceremonie au participat militari în rezervă, oficialități locale, veterani de război, precum și un numeros sobor de preoți. Cei care și-au făcut timp să vină alături de noi și nu, în ultimul rând, dumneavoastră, celor care tot timpul v-am simțit alături, atât de mine ca primar, cât și de părintele Ciprian. De multe ori eram întrebat, zice, domnul primar, dar numai la biserică cu tare ați dat bani? Nu dau eu. Eu doar inițiez proiectul. Banii sunt aprobați de către Consiliul Local. Dar la bisericuța noastră nu faceți nimic? Ba da, de fiecare dată. De câte ori părintele a solicitat inițierea unui proiect sau a avut câte o problemă, de fiecare dată l-am susținut și în Consiliul Local am reușit să
să rezolvăm această problemă. E greu că așa suntem noi câteodată, cârcotași. Dar dacă am face așa o retrospectivă al investițiilor și după o muncă de ani, mulți în spate, cei care își mai amintesc, aici nu prea era ceea ce se vede acum. Într-adevăr, trecerea de la rău la bine e foarte ușoară, uităm foarte repede, că așa suntem, așa e normal, cred că. Dar dacă am luat așa de în spate încoace, cu centru filantropic, care nu era, acoperișul la această biserică, uitați-vă cât de frumos arată bisericuța noastră, o bisericuță din deal, care se vede tot timpul, când acuși vor cădea frunzele, va dispărea vegetația și o să ne uităm la crucea aia și la acoperișul bisericii și la bisericuța noastră din deal, care mai devreme sau mai târziu vom ajunge aici, lângă ea. Clopotul care la fel a necesitat un efort deosebit. Și a culminat cu acest monument și nu numai, chiar și cu această intrare, care încă o dată aș vrea să felicit și să vă mulțumesc în același timp celor care ați fost alături de părinte și ați susținut această investiție. Eroilor acestei comune, care s-au jertfit ca noi românii, prin urmare și noi din această comună, să avem o viață mai bună, în plină armonie și libertate. Îmi vin în minte acum versurile lui Vasile Alexandrii. Cine n-a auzit de Peneș și Curcanu? Poate puțin știți că acest erou al lui Alexandrii a existat în realitate. Se numea Constantin Curcanu. Plecat an 9 din Vaslui și cu sergentul 10. Și nu-i era zău nimănui în piept inima rece. Mă uit la voi, dragi consăteni, și simt că nimănui de aici nu este în piept inima rece la acest eveniment care a fost posibil și datorită unor oameni inimoși. Dacă-i tem rădăcinile, copacul se usucă. Dacă la un neam îi tem rădăcinile, care rădăcini sunt eroi și cultura națională, neamul dispare. Calea celui mai sublim eroism a premis omului cu exemplu său măreț, însăși Dumnezeu. În această iubire al Dumnezeu față de făptura sa și în această supremă și cea mai mare jertfă de pe lume, noi vedem măsura celui mai înalt eroism. Despre monument și semnificația lui ca simbol al respectului locuitorilor satului Andrieșești pentru sacrificiile eroilor neamului, a vorbit președintele Cultul Eroilor, Dănuț Voicu. Creștinesc, este bine să spunem lucrul acesta, toți cei căzuți în războaie. Aș vrea să spun că în protopopiatul Bacău, startul monumentelor recondiționate, noi sfințite, s-a dat la Rușciutea, în comuna Lete Veche, a continuat anul acesta la Ciuturești și apoi la Mărăști. Faptul că aici, în parohia Andrieșești, componentă a satului Hemeiuș și a comunei Hemeiuș, s-a construit acest monument, refăcut, recondiționat, care arată așa cum arată, cu 15 eroi din primul război mondial, 15 eroi nominalizați din al doilea, un erou din, de la Revoluția din 1989 și rar vedem acest lucru, eroi veterani, 16 eroi, probabil veteranii de război, fiind succesori ai al doilea război mondial, au fost și ei cei care au trăit, ulterior au scăpat de chinurile războiului. Plachetă de recunoștință se acordă părintelui paroc Marian Ciprian Năstac, parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvărtorul de Mir, sat Andrieșești, comuna Hemeiuș. Cu profundă... Cu profundă recunoștință și respect în semn de apreciere pentru efortul dumneavoastră neobosit și al enoriașilor în ridicarea monumentului închinat eroilor neamului.
prin devotamentul și munca depusă, ați adus un omagiu demn de memoria celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea și demnitatea patriei noastre. Acest monument va rămâne o mărturie eternă a recunoștinței și respectului nostru, inspirând generațiile viitoare să prețuiască și să cinstească moștenirea lăsată de eroi. Andrișe, 6 octombrie 2024. Evenimentul face parte din proiectul Protoierii Bacău. Eroi au fost, eroi sunt încă, aplicat în parteneriat cu filiala județeană Cultul Eroilor. La final, la monument au fost depuse coroane de flori pe acordurile imnului eroilor. Polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, în urma activității investigative operative desfășurate, au probat activitatea infracțională a 3 persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani, bănuite de comiterea mai multor furturi din aparatele de încasări ale spălătoriilor de tip self-wash. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada septembrie-octombrie anul curent, doi bărbați de 25 respectiv 28 de ani și o femeie de 29 de ani, toți din județul Bacău, ar fi sustras sume de bani din aparatele de încasat ale mai multor spălătorii de tip self-wash din județele Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Harghita, Brașov și Sibiu, prejudiciul creat fiind de peste 40.000 de lei. În noaptea de 3 spre 4 octombrie anul curent, polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău i-au depistat în flagrant delict pe cei în cauză, după ce aceștia ar fi sustras bani de la o spălătorie de tip self-wash din județul Neamț. Vineri 4 octombrie 2024, polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, cei din cadrul Poliției Municipiului Moinești și cei din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Buhoci, însoțiți de criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, au pus în executare 2 mandate de percheziție în județ la domiciliile celor în cauză. Totodată au fost puse în aplicare și 2 ordonanțe de percheziție ale autoturismelor ce ar fi fost utilizate la comiterea faptelor. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă și sume de bani. În urma administrării probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii celor 3 persoane pentru 24 de ore, acestea fiind introduse în arestul IPJ Bacău. Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Brigăzii Operațiuni Speciale Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au probat activitatea infracțională a 3 persoane cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani din județul Bacău, bănuite de comiterea mai multor furturi din aparatele de încasări ale unor spălătorii de tip self-wash din județele Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Harghita, Brașov și Sibiu. După administrarea probatorului, polițiștii au luat măsura reținerii celor în cauză și au introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 10 octombrie, vremea registrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la 24 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Vineri 11 octombrie, vremea registrează o ușoară tendință de încălzire, cerul va fi parțial noros, sunt posibile izolat să apară adverse de ploaie. Maxima zilei nu va trece de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 11 grade Celsius. Sâmbătă 12 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire. Cerul va fi noros, maxima zilei va ajunge până la 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 5 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!